seara, oameni buni, și la mulți ani. Iată că noi românii petrecem astăzi cea de-a doua zi a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și pentru ca momentul acesta să fie sărbătorit așa cum numai românii știu, am deschis porțile dorului și am adus în platou, în direct, o interpretă dragă sufletului meu, o interpretă dragă tuturor românilor, pe care ați urmărit-o de foarte multe ori, atât în emisiunile de televiziune, cât și la posturile naționale de televiziune. De radio, mă scuzați, emoția este mare, pentru că nu este ușor să stai lângă un artist ce face parte din generația de aur a cântecului popular românesc, o interpretă care întreaga viață și-a dedicat-o acestei frumoase meserii, așa cum îi place domniei sale să spună, renunțând la meseria de bază, aceea de dascăl, și să îmbrățișeze cântecul popular, deși a avut foarte multe oferte în viață, însă cântecul popular a fost acela care a atras-o cel mai mult. Este un om minunat, o soție deosebită, o mamă iubitoare și mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat ocazia să o cunosc și să rămân prieten al invitatei mele și îmi doresc ca și în continuare viața să fie generoasă cu noi, ca prietenia să dăinuie în timp. Este producător la cea mai îndrăgită emisiune de folclor din televiziunile naționale, este vorba de emisiunea Tezaur Folcloric, este omul care lucrează acolo în umbră și care apare după o oră de emisiune scrisă pe generic, producător Gheorghița Nicolae. Deschid porțile dorului și am alături pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, pe îndrăgita interpretă, doamna Gheorghița Nicolae. Sărut mâna, la mulți ani, doamnă, și vă mulțumesc din tot sufletul și din partea telespectatorilor că v-ați lăsat treburile la o parte și astăzi seară sunteți din nou la Giurgiu. Bine v-am găsit pe dumneavoastră, domnule comandant, pentru că așa îmi place să vă apelez eu de când vă cunosc, pentru că chiar sunteți și ați dat dovadă de calități care să vă reprezinte în această postură. Și bine v-am găsit, dragi telespectatori din Giurgiu, un oraș care m-a impresionat de fiecare dată prin frumusețe, prin bunătatea oamenilor, prin ospitalitate și prin reprezentanții dumneavoastră cei mai de frunte, printre care domnul Clement Ilie, pe care l-am avut de fiecare dată aproape atunci când am avut nevoie de prieteni dragi lângă mine. Și pentru că este sărbătoare, chiar dacă în această zi nu știu câte treburi mai aveam de făcut, că nu prea mai avem chiar așa până în ultima zi a anului, dar fiind o zi de sărbătoare, trebuie să te întâlnești cu oameni care chiar reprezintă pentru noi o sărbătoare în viața noastră. Mă bucur că m-ați invitat și remarc genericul foarte frumos al emisiunii dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că suntem la început de drum, este a doua emisiune pe care televiziunea Giurgiu TV o emite, cu specific folclor, pe care eu am propus-o și am găsit foarte multă înțelegere, însă vreau să vă asigur că la următoarea sosire în platoul nostru o să vă minunați, pentru că platoul de folclor va fi unul special, unde vă veți întâlni cu atmosfera satului românesc. Să le spunem telespectatorilor câte ceva din viața artistului Gheorghița Nicolae. De unde sunteți? Înainte de a vă spune, vreau să știți că eu am fost omul care chiar am participat poate la inaugurarea unor emisiuni de televiziune, a unor posturi de televiziune, și dacă îmi dați voie să spun acum, cum să nu puteți, să spun de postul etno specializat pe folclor, eu am fost la primele emisiuni ale acestui post de televiziune care sărbătorește acum 11 ani, în vremea când redactor și realizator era Valeria Arnăutu. Și consider eu că am avut o mână bună. Ați purtat noroc. Am purtat noroc și de-aia vreau să port noroc și emisiunii noi dumneavoastră. Noi ne bucurăm că sunteți pentru și postului începutul acestei emisiuni și la Giurgiu și vreau să vă lăudați și cu alte ocazii, pentru că, așa cum spuneați, aveți mână bună. Am mână bună și tot ce am făcut în viața mea a reprezentat poate crezul meu
de a trăi și a exista, de a mă exprima în fața oamenilor, pentru că eu consider că avem o singură viață și nu se merită să o pierdem cu lucruri facile. Ce să vă spun? Sunt un om obișnuit, așa, în toate zilele noastre. M-am născut în comuna Bucinișu, lângă Caracal, în subzona folclorică Romanați, pe care mi-am și dorit să o reprezint cu tot arsenalul de cultură și civilizație care există acolo și care nu vreau să fac un merit din a vă spune că poate pentru prima dată Romanațiul a fost prezentat în toată splendoarea lui și a dus la cunoștința oamenilor că există prin o zonă a țării, în unitatea aceasta, există diversități de spațiu, diversități de cultură care trebuie cunoscute. Să vedem cât de bogați suntem. Deși nu am făcut apel către telespectatorii noștri să ne trimită mesaje sau să intre în direct cu invitata noastră, iată că deja avem un telefon. Alo, bună seara! Alo și bună seara! Sărut mâna, la mulți ani! La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor telespectatorilor, la mulți ani doamnei Gheorghița Nicolae. Sunt Camelia Conovici din Târgoviște. O, ce bucurie, doamna Conovici, sărut mâna! Bună, Camelia! Bună seara și bun găsit la emisiunea dumneavoastră. Vă urmăresc cu mare drag. Ne bucurăm! Mă bucur să văd că la o așa mare sărbătoare aveți invitat în studioul dumneavoastră pe doamna Gheorghița Nicolae, pe care o apreciez foarte tare, atât eu cât și familia mea și foarte mulți dâmbovițeni. Îmi doresc din tot sufletul să fie prezentă și în emisiunile mele, așa că de aceea cred că am sunat să-mi fac mână bună. Da, pentru cu drag voi fi. Doamna Conovici, vă rog să ne asigurați telespectatorii că într-o emisiune viitoare veți fi și dumneavoastră prezentă, pentru că sunteți la fel de iubită ca mulți alți interpreți ai cântecului popular. Cu dragă inimă, în limita posibilităților, știți cum este, și eu am emisiunea aici la Târgoviște, dar marța, miercurea, mai am și duminica, dar probabil că într-una dintre zile îmi voi face loc și ora, așa și pentru... Sigur, dați o reluare într-o zi de miercuri și veți fi invitata noastră. Noi vă mulțumim pentru amabilitatea mulțumim de care ați dat dovadă. Frumoase. Și în continuare vă dorim să aveți zile frumoase și un an nou cu bucurie. Doamna Gheorghița, sărbători cu bine dumneavoastră, sărbători cu bine doamne Gheorghița Nicolae, pe care chiar mulțumesc. Am să contactez cu siguranță și probabil că o să dorească să vină la Târgoviște. Am mai fost, să știi. Mulțumesc din toată inima. Da, probabil că da, dar la alte televiziuni, dar nu la mine, la emisiunea mea. Avem poate timp. Că o să încercați să veniți acolo. Cu dragă inimă, eu vă urmăresc pe internet. Pe internet sunetul este puțin mai întârziat. Mulțumesc din toată inima că ați acceptat să veniți la Târgoviște și să știți că eu, așa cum am spus, vă apreciez pe dumneavoastră și apreciez munca domnului Clement. Este reciproc aprecierea, doamnă, și noi vă iubim, vă apreciem pentru tot ce faceți, atât în plan artistic, cât și pe plan profesional. Vă mulțumim. Mulțumesc. Și gânduri bune pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Doamne ajută, sărbători cu bine dumneavoastră și tuturor telespectatorilor și doamne Gheorghița Nicolae. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, mulțumim. Doamna Gheorghița, telespectatorii noștri așteaptă cu nerăbdare să cântați, sigur să că cântăm, da. Și avem timp să și vorbim. Vă rog frumos să interpretați două piese din vastul dumneavoastră repertoriu pe care le apreciați că sunt pentru începutul acestei emisiuni. Noi prin romanați se adună frați cum nați și vecinii cu vecini să bea o oală de vin. Să bea una, să bea două, fofdorule, vinișor din roadă nouă, măi neicuță. Să bea două, să bea trei, fofdorule, vino și tu dacă vrei, măi. Thank you.
la noi în sărbătoare se adună mic și mare. Să ciocnea spune părel, vinișor de zăi bărel, că la noi în sărbătoare se adună mic și mare. Să ciocnea spune părel, vinișor de zăi bărel. Și întima sa la drum, of, of, dorule, să vadă care-i mai bun. Mâine icuță, mai mănâncă și-o friptură, of, of, dorule, să-aibă gust la băutură. De nu credeți ce vă spun, veni și voi oameni buni. De nu credeți ce vă zic, veniți să gustați un pic. De nu credeți ce vă spun, veni și voi oameni buni. De nu credeți ce vă zic, veniți să gustați un pic. Zai bărel de romanaț, of, of, dorule, de-l gustați, nu-l mai uitați, măineicuță. Și dacă-ți gustat odată, of, of, dorule, nu-l mai uitați viața toată. Și atunci vinul e mai bun, of, of, dorule, când îl bei cu oameni buni, măineicuță. Și atunci vinul e gustos, of, of, dorule, când îl bei cu un om frumos, măi. Și dumă dumă, ai hai, dumă sub cerul cu lună, ei hei, și dumă pe fân cu rouă, ai hai, să încep de-o dragoste nouă, și bea veche să-mi o ui, că nu m-am foc, m-a ținut, măi. În foc și pe jar aprins, nici acum nu m-am stins, măi. Ai, hai, dragoste, du-mă sub cerul cu lună, sub cerul cu stele, să uit doruri grele. Ce dragoste avem,
ne-am iubit, dar nu putem mai. Ne-am lăsat, nu ne îndurăm, că noi doi prea semănăm, măi. Că dragostea știe una, nu face ce zice lumea. Ea nu te-ntreabă când vine sau când pleacă de la tine. Hai, hai, dragoste, du-mă sub cerul cu luna, sub cerul cu stele, să uit doruri grele. Hai, hai, dragoste, du-mă sub cerul cu luna, sub cerul cu stele, să uit doruri grele. Să-i mulțumim doamnei Gheorghița Nicolae pentru frumoasele melodii interpretate din zona Romanaciului și mă simt dator, stimați telespectatori, să dau citire unor mesaje care au sosit pe numărul apișat pe ecran pe parcursul săptămânii trecute, pentru că mulți dintre dumneavoastră nu ați știut că emisiunea seara a fost în reluare, considerând că este în direct, dar nu este rău nici așa, înseamnă că emisiunea noastră este urmărită de dumneavoastră. Așadar, mă numesc Steluța Pencea din satul Vieru și vă urez sărbători fericite dumneavoastră, invitatei dumneavoastră, și dedic toate melodiile doamnei Gheorghița Nicolae pentru copiii mei, Daniela și Flori. Crăciun fericit! Și dumneavoastră, distinsă doamnă, vă întoarcem urările. La mulți ani pentru toți locuitorii din comuna Frătești. E cineva care nu s-a semnat. De la domnul Vili Purcărea, care îi transmite multă sănătate doamnei Geta State. Am făcut-o distinse domnă aseară prin telefon după ce am primit mesajul dumneavoastră și s-a bucurat. Pentru cel mai frumos frate din lume, Marian Dumitru, din partea surorilor Emilia și Dana. De la Stan Paula din Giurgiu, pentru fiul ei Liviu, sărbători fericite. Așa să ne ajute Dumnezeu. Din partea lui Liviu, un alt Liviu, pentru mama sa care este bolnavă, urează multă sănătate și viață lungă. Telefonul a mai primit mesaje. Și am să-i dau citire acestuia pentru Dadica Florica Sârbu, care peste câteva zile împlinește o frumoasă vârstă, dedic întreaga emisiune, semnează Steliana. La mulți ani, Dadă Floare, și apreciați că cineva vă iubește cu numele de Florica. Continuăm să stăm de vorbă cu invitata mea, întrebând-o, că toți suntem în toiul sărbătorilor de iarnă, copil fiind, cum întâmpina aceste sărbători? Copil fiind, le întâmpinam așa, cum se face, cred că de obicei. Ne adunam copii de pe linia aia verișoarele care eram de vârstă apropiată și făceam repetiții pentru colindat, la stea, la colindele Moșa Jun, că era cu primul eveniment și, bineînțeles, nu uitam să ne facem trăistuța unde să strângem bănuții și să strângem toate darurile pe care le primeam de la colindat. Nu dormeam toată noaptea. În momentul când era Crăciunul, noaptea Crăciunului, nu dormeam toată noaptea de grijă să nu cumva să ne trezim târziu și să nu ajungem la colindat. Și vă dați seama că mai mergeau și tatăl meu, tatăl verișoarei noastre, să nu mai ne mănânce câinii pe drum. Pentru a vă apăra. Pentru a ne apăra. Ne mai pierdeam Steaua, Sorcova. Ce să vă zic? O copilărie frumoasă, cum sunt, de fapt, toate evenimentele de la țară care ne încântă copilăria și acum, astăzi. Acum, la vârsta noastră, primim noi colindătorii. Puteți să faceți o comparație între generația noastră și generația actuală? Generația vis-a-vis noastră, de aceste tradiții. Eu nu sunt așa sceptică, pentru că colind prin țară și văd că sunt zone ale țării unde nu s-a alterat această tradiție a colindatului. Mai ales în Moldova, Maramureș. Mai ales în Bucovina, Maramureș, Ardeal. Copiii de mititei învață și se petrece la fel de an și an de zile. Mai mult în partea noastră. Mă scuzați, noi avem un telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Clement, la mulți ani, cu sănătate să vă dea Dumnezeu. Sărut mâna la mulți ani și dumneavoastră. Cine sunteți? Sunt doamna Marioara Manghiorghe. O, ce bucurie, doamnă, sărut mâna la mulți ani. Mulțumim, doamna Marioara Manghiorghe.
și dumneavoastră și domnule Gheorghița, Nicolae, prietene mele dragi. Așa este, subscriu. Îmi pare rău că n-ai putut să fii aici. Sunt împreună cu dumneavoastră la, în direct aici, la această frumoasă emisiune. Și aș vrea să vă doresc multă sănătate și telespectatorilor dumneavoastră la mulți ani, Maica Domnului și Pruncul Iisus să le aducă pace, liniște și sănătate în suflete. Așa să fie, Mărioară, și ție și familiei tale foarte frumoase și începe să devină din ce în ce mai numeroasă și să, da, să cumperi scaune mai multe la masă. De fapt, știu și că să ai, și lungească masa, pentru să că lungești masa. Familia doamnei Marioara Man s-a mărit. Și nu numai așa, familia proprie, ea este de felul ei, un om care vrea o familie mare lângă ea, fiind și doamna, da, preoteasă și doamna Dăscăliță. Avem foarte mulți prieteni în jurul nostru. Și prieteni și rude. Considerați că și la Giurgiu aveți prieteni, doamna Marioara Manghiorghe? Păi, tocmai din cauza aceasta am intrat, pentru că sunt foarte dragi giurgiuvenii și am fost de atâtea ori acolo la spectacole și m-am simțit extraordinar. Am fost de atâtea ori și cu Gheorghița și separat și oamenii de la dumneavoastră sunt nemaipomeniți. Sunt iubitori de folclor și asta ne bucură foarte mult. Și pentru că dumneavoastră a spus că giurgiuvenii sunt iubitori de folclor, promiteți că veți fi invitată a emisiunii la Porțile Dorului, la Giurgiu TV, pentru că avem o mulțime de întrebări care își așteaptă răspunsul vis-a-vis de artistul Marioara Manghiorghe. Cu toată dragostea și cu toată plăcerea am să vin la această frumoasă emisiune. Noi vă știam plecată la Regin sau undeva în Ardeal. Da, spre Mediaș. Sau Mediaș. Da, da. La cuscrii noștri. Să vă fie bine acolo unde sunteți și de la București la Giurgiu poți să fii de foarte multe ori. Mai greu e să fii în Ardeal și de sărbători și de aceea îți dorim așa să este, te simți bine lângă neamurile tale și multă sănătate familiei, părintelui. Mulțumesc. Și copiilor și mulțumesc tuturor celor dragi. Îți doresc multă sănătate și să dea Dumnezeu, așa cum ți-am scris un mesaj, ți-am urat să fii soacră mică cât de curând. Sper că ți-a plăcut urarea mea. Mi-a plăcut și să știi că îmi place și urarea de a fi mulți la masă, de a lungi masa. Mă alătur și eu, doamna Clement. Marioara, pentru că și eu îmi doresc ca doamna Gheorghița să devină într-o zi și să fie ziua asta foarte aproape, să fie soacră mică, iar eu cu dumneavoastră să fim alergători, nu? Voi cumpăr cât un șorț. Șorț și ștergar. Și ștergar, da, la bărbat ștergar. Exact. Suntem acolo lângă familia Gheorghiță, pentru că îmi este foarte dragă familia ei și o iubesc. Și pe dumneavoastră, domnul Clement, vă respectăm și vă urăm și dumneavoastră multă sănătate, să vă trăiască familia dumneavoastră și toți cei dragi din jurul. Și Mărioară, pentru că știu că și tu ții la părerile copiilor, aș vrea să intervin eu să spun, venind pe drum aici la Giurgiu, fata mea, Mihaela, îmi zice: mami, hai să mergem la domnul Clement, pentru că dumnealui acu este un fel de Tudor Vornicu al Giurgiului. Da, așa este. Și bine, e frumos. Luați-o ca o glumă. O luăm ca o glumă, totul are un început. Da, așa este. Poate în timp, bine, dar pe Tudor Vornicu puțini vor fi așa zic, care puțin legalează, dar sigur, cred că fiecare are, avem câte ceva. Noi vă mulțumim pentru amabilitate, doamna. Mulțumim, Mărioară. Și vă așteptăm cu mare drag la Giurgiu. Petrecere frumoasă și cântece și dumneavoastră frumoase la fel. Giurgiuveni. Multă sănătate și la mulți ani, de dragi giurgiuveni, din partea familiei noastre, familia preot Gheorghe de la Crinceni. Vă mulțumim, la mulți ani și un an mai bun cu sănătate și bucurii pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră frumoasă. Mulțumim, la mulți ani. La mulți ani. Să continuăm, doamna Gheorghiță, uitați că intră în direct interpreții cunoscuți, iubiți de... Acum, vis-a-vis de Marioara Manghiorghe și de foarte mulți interpreți, dar de ea în mod special, am aprecieri cu totul speciale, pentru că noi două ne cunoaștem de aproape, adică de 25 de ani, de peste 25 de ani, am rămas prietene, am fost amândouă la concursul Floarea din Grădină, pe care l-am câștigat amândouă. Ne asemănăm ca mentalitate, ca mod de viață, adică apreciem aceleași lucruri, avem aceleași principii și e foarte frumos când ai prieteni dragi lângă tine. Eu aș vrea să vă completez și să spun că doamna Marioara Manghiorghe
mi-a făcut o mare surpriză la nunta fetei mele. A venit și a cântat. I-a oferit, a oferit mirilor o icoană sfințită de soțul său, părintele Gheorghe, și lucru care m-a mișcat sincer, pentru că nu mă așteptam. Da, ea este un suflet nobil și la fel și părintele Gheorghe. Doamna Gheorghița, vă invităm să ne nu mai cântați. Nu că noi n-am fi, că n-am nu, fost. Dar vorbeam că... de interlocuitorul nostru. Da, ea are ceva special. Vă rog să mergeți să ne mai cântați, în timp ce eu voi mai citi câteva dintre mesajele trimise de telespectatori. La mulți ani, un Crăciun fericit fetiței mele, cineva care nu și-a dat numele, dar nu putem să nu-l transmitem. Doresc și o melodie pentru băiatul meu Ștefănel din Giurgiu, din partea mamei Florentina. La mulți ani, doamnă, să vă trăiască și să aveți bucurii multe după urma băiețelului dumneavoastră. Frumoasă emisiune, frumoasă invitată, minunat moderator. Mulțumesc TV Giurgiu, familia Serghei. Dedic toate melodiile nepoților mei Ștefan și Ștefania și le urez un călduros la mulți ani, semnează Ioana. La mulți ani le transmitem și noi, dat fiind faptul că mâine noi ortodoxii sărbătorim pe Sfântul Ștefan. Voi avea și eu câteva dedicații să fac unor prieteni dragi, dar ceva mai încolo, după ce ne va cânta doamna Gheorghița Nicolae. Că-l primim în bătătură, în odaia cea mai bună, în odaia de la drum, și îi dăm ce avem mai bun. Ai, hai, la Oltean când intri în casă, dadă, așează la masă, dadă. Ți-aduce un pui pe jar, fript în vatră pe grătar, tăvălit prin saramură, s-aibă gust la băutură. Ai, hai, nu e pâine mai gustoasă, dadă. Ei, hei, că pâinea din țăs de acasă, dadă. Și nu e vin mai de soi, ca zaibărul din butoi, când îl bei din tuguliță, de la mândra din mânuță. Dadă, hei, hei, de dragostea oltenească, dadă. Te pălește ca pe un pai, de nu știi nici tu ce ai, te sucește, te învârtește, până când te nimerește. Cu olteanul nu te pune, dacă nu ai gânduri bune, dacă nu ai gânduri bune, de te pui, el te răpune. Ce vrei, neică, ce mai vrei de la mine ca să iei, măi? Ți-am dat dorul meu cel drag, l-ai lăsat singur în prag, măi. Ce vrei, neică, ce mai vrei de la mine ca să iei, măi? Ți-am dat dorul meu cel drag, l-ai lăsat singur în prag, măi. Ți-am dat inima mea toată,
tu meu bun măi, l-ai lăsat singur în drum măi, l-ai lăsat, lăsat iar sfântul, că nu ți-ai ținut cuvântul, l-ai lăsat arză te-ar para, cum i-ai ars tu inimioara. Neiculiță, am să-mi fac inimă din flori de mac, măi, iar din florile de crin un suflet curat și bun, măi. Neiculiță, am să-mi fac inimă din flori de mac, măi, iar din florile de crin un suflet curat și bun, măi. Toate viorele din bujor și trandafiri, măi, când m-oi vedea să te miri, măi, să te miri că n-am murit și că nu m-am prăpădit, că nu m-am uscat ca firul și-mi floresc ca trandafirul. Neiculiță, cum să mor când am în suflet mult dor, măi? Dorul meu e apă vie și doi fi moartă mă vie. Neiculiță, cum să mor când am în suflet mult dor, măi? Dorul meu e apă vie și doi fi moartă mă vie. Casă și masă și mușcata din fereastră, dorul e soră și frate, inima ce-n piept îmi bate. Cine are în suflet dor duce viața mai ușor, că dorunde se pune face inima tăciune. Cine are în suflet dor duce viața mai ușor, că dorunde se lasă cu dragostea face casă. Vă mulțumim din suflet, doamna Gheorghița, și până când veniți alături de mine, vreau să mai citesc câteva mesaje, stimați telespectatori. Doamnei Pantazi din Giurgiu, gânduri frumoase din partea copiilor. Să vă trăiască, doamnă, să vă bucurați de ei. La mulți ani pentru familia Cilibiu, semnează domnul Bonteanu. Spuneam ceva mai devreme că am niște dedicații speciale de făcut unor prieteni dragi sufletului meu, care mâine își sărbătoresc ziua de nume, slujitori ai dansului popular muntenesc, și este vorba de doamna Ștefania Iușut și domnul Catrina Fănică, doi nimoși iubitori de folclor, care nu au știut altceva să iubească în viață, ca și mine de altfel, decât folclorul de-a întregul său. De asemenea, emisiunea din această seară o dedicăm doamnei Ștefan Elena, zis Leana, din comuna Oinacu, județul Giurgiu, mamaia lui Gelu Voicu, așa cum îi place să se recomande. Mamaie, ți-am îndeplinit dorința să fii sănătoasă, să-l iubești în continuare pe Gelu Voicu, că este copilul matale de suflet, dar și pe ceilalți interpreți de muzică populară, așa cum o faceți. Aș vrea să îi mai pun o întrebare doamnei Gheorghița Nicolae, însă mai avem un telefon. Alo? Alo, bună seara! Alo. La mulți ani și Crăciun fericit! Sărut mâna la mulți ani! Cine sunteți? Vreau să mă asigur că mă auziți în primul rând. Vă auzim foarte bine! Pentru că eu vă urmăresc pe internet și o să vă las pe dumneavoastră la final să descoperiți cine sunt. Da? Eu știu vreau deja. Să o felicit pe invitata dumneavoastră în primul rând și pe prietena mea, pe Gheorghița Nicolae. Să-i urez Crăciun fericit atât ei cât și familiei. Bineînțeles că și pe dumneavoastră, nu în ultimul rând. În același rând vă felicit și nu, pe dumneavoastră. Eu v-am recunoscut imediat ce ați început să vorbiți. Sunteți doamna Daniela Cernea?
Da, și sunt copleșită de emoții, că nu știu de ce, e mai rău să dau un telefon decât atunci când sunt pe scenă. Doamnă, emoțiile mele nu puteți să le aveți dumneavoastră telefon, pentru că... N-am putut să mă abțin pentru că îmi sunteți dragi. Alo? Da, auzim. Și te lăsăm să vă vorbești. Vă urmăresc pe internet și se mai întrerupe din când în când. Îmi sunteți foarte dragi, spuneam, și n-am putut să mă abțin. Am vrut să fiu cu dumneavoastră în această seară, să vă felicit pentru toată emisiunea foarte frumoasă. Să știți că și pe internet se aude și se vede foarte frumos. Cred că era necesar, domnul comisar, să aveți această emisiune la Giurgiu. Doamnă, încercăm. Deja mai eu l-am și... botezat, de fapt nu eu, fata mea Mihaela, i-a spus, mami, mergem la domnul Clement Ilie, viitorul Tudor Vornicu al Giurgiului. Nu urează comparația, doamnă, dar cu siguranță eu recunosc că nu o să calc pe urmele lui Tudor Vornicu, însă fac și eu tot din dragoste pentru folclorul românesc. Repet asta și într-o zi de sărbătoare, pentru că dumneavoastră aveți ce avea Tudor Vornicu. Domnul comisar, dragostea sunt de pentru acord meserie. Cu Gheorghița. Mergeți mai departe pentru că faceți foarte bine ce faceți și noi știm asta, interpreții de muzică. Și cunoașteți domeniul din toate punctele de vedere. Mulțumesc de apreciere, doamna Daniela, și așa cum... Lăsați-mă numai puțin, dacă îmi permiteți, să fac și eu câteva dedicații. Vă rog. Pentru familia dumneavoastră, pentru prietenii noștri, familia Nicolae Floricel, pentru mamaia lui Gelu Voicu, așa cum o știm noi, care mi-a dăruit și mie o ie foarte frumoasă și îi spun Crăciun fericit acum și o pup de la distanță. Și nu în ultimul rând pentru toți giurgiuvenii, pentru că îmi sunt la fel de dragi ca și argeșenii mei, așa cum am mai spus-o și cu altă ocazie. Ca să nu monopolizez timpul, că știu ce înseamnă o emisiune, vă îmbrățișez cu drag, vă transmit în continuare sărbători fericite, frumoase, cu sănătate, cu bucurii și cu punga plină. Să ne întâlnim sănătoși, Doamne ajută! Stați, doamnă, că trebuie să ne facem și noi datoria față de dumneavoastră și familia dumneavoastră. Vrem să vă întoarcem urările de bine, vrem să vă asigurăm atât eu cât și doamna Gheorghița de prietenia noastră sinceră și total dezinteresată. Vreau să vă asigur că atât cât am să pot să fac pentru folclor în general la Giurgiu, nu veți lipsi, pentru că deja noi vă considerăm o membră cu drepturi depline în cadrul ansamblului Muntenial Nova Force, da? Și promiteți-ne că foarte curând veți fi și dumneavoastră într-o emisiune la Porțile Dorului la Giurgiu TV. S-ar putea altfel, promit, și o să fiu cât de curând și îmbrățișez și ansamblu Muntenia și pe toți soliștii, pe toți instrumentiștii, pe Reta și pe fete, că uite-mi scap acum numele, pe toți îmbrățișez cu drag, Crăciun fericit la toată lumea. Și dumneavoastră și familiei dumneavoastră frumoase, la mulți ani! Doamne ajută! Doamne ajută și emisiune frumoasă în continuare, așa cum o vedem noi de acasă. Doamne ajută! Numai bine! Numai bine! Sănătate! Doamna Gheorghița, ați venit cu foarte multe bucate din bucatele pregătite de român cu ocazia acestor sărbători. Cine le-a pregătit? Le-a pregătit soțul meu și cu mine. Credeam că numai soțul dumneavoastră. Nu. Acum ce să vă zic? Și familia... Am tăiat porc, au tăiat... El a fost la țară, l-a luat de la nepoții noștri. Mi l-au pregătit femeile până la un anumit moment, adică mătușile mele. Și de acolo mai departe eu și cu soțul meu și cu fata mea. Adică și noi cu suntem viitorul genere, probabil, nu? Ei vor decide. Bine, eu nu am voie să mă pronunț. Nu, lăsați-mă pe mine să zic. Ziceți dumneavoastră. Dacă e să mă bată cineva, văd eu. În ziua de azi copiii noștri au foarte multă independență și îmi zice fata mea, care are și personalitate puternică: mami, îți spun eu când va fi momentul și atunci să te bucuri. Păi da, doamnă, dar să ne spună dinainte, să punem și noi să bani deoparte. Să ne punem bani deoparte, da. Ar veni lăutarii, cântăreții, nu? Numai când ne-om strânge noi și avem artista... și lăutari și cântăreți și bucătari și de toate. Că ne pricepem. De-aia vă și spuneam că sunt preparatele făcute de mine și de soțul meu și fata mea. Suntem copii crescuți la țară amândoi, în același sat, și am învățat toate metodele de a ne face singur bucatele așa cum ne place și în stilul nostru. Aș vrea să le spun telespectatorilor că într-o emisiune la un post național de televiziune
Am vrut, de fapt, să verific exigența doamnei Gheorghița Nicolae și am întrebat-o: doamnă, dar de ce nu vă dați marama jos, că e cald în platou? Știți ce mi-a răspuns? Plec acasă dacă e vorba să intru în emisiune fără maramă. De ce o faceți, doamnă? O fac pentru că asta e ținuta completă a vestimentației unui interpret care se respectă. Și ca să vă completez, am fost undeva acum de curând la o înregistrare pentru Revelion și din întâmplare nefericită mi-am uitat marama acasă și am renunțat la filmare. E bine că nu m-am văzut eu. Și m-am dus a doua zi pentru că... Deci n-ați filmat în ziua aia. Nu, n-am filmat pentru că așa consider eu. Dacă chiar ne respectăm și vrem să fim ceea ce ne credem, și eu mă cred un om care chiar face totul cu bun simț. Dar vedeți dumneavoastră că se consumă un fenomen ciudat. Vorbim de folclorul autentic, dar când ne uităm cu ce suntem îmbrăcați, ceea ce interpretăm, și când spun aceasta mă refer atât la linia melodică cât și la text. Domnul Clement, vedeți dumneavoastră, și în domeniul folclorului sunt niște mutații, niște transformări, care sunt, câteodată merg în direcția vremurilor pe care le trăim. De fapt, noi trăim o realitate și totul, realitatea asta este exprimată și în cântecele populare. Dar oamenii care mai știu carte, care mai citesc o carte de folclor, care au făcut cercetare în domeniu și se respectă, respectă și ceea ce înseamnă folclor autentic. Noi avem voie să mai inovăm, dar trebuie să păstrăm scheletul, să păstrăm schema unei creații populare, unei creații care are pretenția de a ne reprezenta pe toți, nu numai pe unul. De aia se și numește că folclorul are caracter colectiv. El ne reprezintă pe toți. Eu, dacă voi cânta Am o fată unicată, mă reprezint pe mine și pe cei care au o fată doar. Dar eu n-am cântat asta și nu voi cânta, pentru că folclorul ne reprezintă pe toți. Dar apropo, de unde aveți piesele muzicale pe care le interpretați? Foarte multe sunt culegeri, foarte multe sunt creații, pe baza motivelor muzicale, motivelor literare, care sunt existente în culegerile de folclor specifice zonei Romanați. Eu am încercat să nu mă abat nici de la tematică, nici de la motive, nici de la tematica folclorului din Romanați, pentru că altfel m-aș considera un om care nu mai are rădăcini și nu mai are obiectul exprimării artistice. În timp ce dumneavoastră ne explicați atât de frumos care este mesajul Gheorghiței Nicolae față de folclor, colegii mei de la cameră au surprins câteva dintre diplomele expuse undeva într-un colț. Ce ne puteți spune despre ele? Acele diplome sunt recunoașterea pe care instituțiile de cultură și media cele mai autorizate mi le-au oferit cu ocazia împlinirii acelor 25 de ani de carieră artistică. Celor 25 de ani pe care eu i-am dedicat acestui domeniu. Este așa, mișcarea camerei, vă rog să o mai reluați o dată. Cu prima diplomă să începem, așa, în cuvinte puține. Prima diplomă de lângă Brăduț, prima diplomă de lângă Brăduț este recunoașterea romanațenilor mei din Caracal, Fundația Fiii Romanațiului, care mi-a oferit o diplomă de excelență pentru introducerea în folclorul românesc a brandului de romanați. Ce frumos! Până în anul 1989, acest termen era foarte greu de pronunțat, pentru că făcea parte din vocabularul acela interzis al județelor, desfințate, abuziv, în sfârșit nu intrăm în teme administrative. Cea de-a doua? Cea de-a doua este diplomă de onoare pe care mi-a oferit-o televiziunea română prin intermediul doamnei Elize Stan, care a participat. Știți că e căsătorită în Giurgiu? Știu că este căsătorită în Giurgiu și este un om
în primul rând, un om extraordinar și un realizator excepțional. Un profesionist, așa un profesionist, este. Mare respect am pentru doamna Irizestan. Cea de-a treia este diploma oferită de Radiodifuziunea Română și mă mândresc cu aceste diplome. Radiodifuziunea Română este studio în care eu am imprimat de la bun început toate cântecele de romanați. Când interpreții lor nu li se aprobau două cântece, eu înregistram câte 15 cântece odată. Pentru că erau convinții foarte, ca și acum, foarte riguroase în aprecieri și în comisiile acelea. Și era ultima, Emilia Comișel, erau... Premiu special. Și premiu special și care se leagă de acest trofeu este de la Gala Erna. Premiilor Muzicii Populare Românești, Gheorghița Nicolae și interpret al trofeul generației de aur. Trofeul după este de la prima ediție, iar diploma este, este de la ediția... 2000, cel de aici e din 2011, unde am fost și denumită interpret al generației de aur și acolo este diploma din 2011. Le-am luat ca și eu. Dumneavoastră și ansamblul Muntenii a fost nominalizat, a obținut același premiu și chiar ne-am simțit onorați de aprecierea și prin acest premiu. Cu acest premiu. Prilej trebuie să mulțumesc acestor instituții și posturilor specializate care mi-au promovat cântecele și m-au promovat pe mine ca om. Le mulțumesc mult. Și noi să vă mulțumim dacă veți merge să mai cântați. Am vorbit atât de frumos și mult încât trebuie să mai și cântăm. Dragi telespectatori, am mai primit mesaje de la dumneavoastră. Doamna Daniela Cernea a intrat și în direct, dar ne transmite și prin mesaj un Crăciun fericit atât invitatei cât și mie, precum și tuturor giurgiuvenilor. La voi și îmi place. Crăciun fericit, multă sănătate și un călduros la mulți ani. Familia Listnic. Bănuiesc după numele de familie că e vorba de doamna Mariana Listnic. O salutăm cu drag și dedicăm următoarele piese interpretate de doamna Gheorghița Nicolae. Să o urmărim, dragi români. Oltenii din romanați sunt români adevărați, că sunt neam de brâncoveni, de panduri și de jieni. Sunt oameni cu suflet bun, la greu nu te lasă în drum, la greu nu te lasă în drum. Că ei dacă ar putea, din piepța ta inima, să facă pe voia ta. Da, să vezi oltencele, sunt mândre ca florile, sunt mândre frumos gătite, ca mușcatele înflorite, frumoase făcute bine, ia uitați-vă la mine, toate sunt așa ca mine. Știu copiii să-și crească, bărbatul să-și iubească și casa să-și o îngrijească. Oltenii se adună, e cântec și voie bună, că ei știu ca să petreacă, nimeni nu poate să-i întreacă. Să vezi puii la frigare, zai bărul roșu-n pahare, să tot petreci frățioare. Să vezi mesele încărcate, zai bărul pe săturate, la mulți ani cu sănătate.
plecat Doamne și eu, departe de satul meu. Și în urma mea am lăsat durere și mult poftat. Mulțumim, distinsă doamnă, și până vom continua dialogul cu doamna Gheorghița Nicolae, dragi prieteni, dați-mi voie să mai citesc câteva dintre mesajele pe care dumneavoastră ne le-ați trimis. De la Liviu din Cetatea pentru Mama Dânsului, doamna Pană, toată emisiunea din această seară. Vă oferim și noi cu mare drag. Pentru familia Iordan din Slobozia, multe urări de bine, la mulți ani și Crăciun fericit. La fel și dumneavoastră, invitate și întregii echipe Giurgiu TV, semnează Mariana. Continuați să ne trimiteți mesaje și noi le vom da curs, pentru că și pentru mine, cât și pentru dumneavoastră, cu siguranță este un moment de bucurie să avem un astfel de invitat, așa cum spuneam la începutul emisiunii, o artistă ce face parte din generația de aur a cântecului popular românesc. Doamna Gheorghița, cu cea de-a doua piesă mi-ați lăsat impresia că vă este dor de satul natal. Totdeauna mi-este dor de satul natal. De fapt, cred că nici așa sufletește vorbind, n-am plecat niciodată de acolo. Majoritatea cântecelor mele au tema satului, părinților, și aceste versuri le-am creat în ideea că e prea mult ca un om să-l dezrădăcinez și să plece să culeagă alte căpșuni, alte mere, alte pere, când la noi aici pământul mustește de bogăție. Și eu spun acest lucru pentru că vin dintr-un loc unde pământul este atât de darnic. La mine în sat se cultivau grâu, porumb, roșii, castraveți, teci de fasole, mazăre, cerealele în general, pom, viță de vie, sfeclă.
de zahăr, adică floarea soarelui. Cum să vă spun? E o tragedie ca oamenii să plece, să-și lase familiile, să-și lase copiii, părinții... Părinți bolnavi. Bolnavi, ca să nu mai fie aici și să culeagă în alte locuri alte roade ale pământului. Este adevărat. Vă spun din tot sufletul că eu nu aș fi rezistat și în viața mea foarte greu am plecat de acasă și în turnee foarte greu plec, mai ales în străinătate. Nu că n-aș fi primit invitații, dar foarte greu plec pentru că mi se pare că pot să trăiesc aici. Este adevărat. Românul are în țara sa atâtea locuri pitorești în care se simte mai bine ca oriunde în altă parte și curios este faptul că ce avem noi, foarte multe țări își doresc să aibă. Suntem înzestrați de la Dumnezeu cu ape, cu dealuri, câmpii, da, și cu munții, ca acum cu și dumneavoastră și telespectatorii care au ocazia să colinde țara, eu cred că nu asemuiesc cu niciun alt din lumea asta, atâta că noi nu știm să-l punem poate în valoare cum ar trebui. Descoper în fiecare vară când plec cu soțul meu în excursii așa în țară, descoper locuri care ar putea fi considerate unice în lume. Așa este. Prin frumusețea naturală. Doar prin frumusețea naturală. Românul este optimist, să sperăm că va veni și ziua când întregul patrimoniu este pus în valoare, da, și cinegetic poate fi pus în valoare și românul să-și găsească adevărata identitate care din păcate este pierdută. Așa nu cred eu în eu. Totalitate, pentru că vedeți, folclorul încă este la nivel Doamna înalt, Gheorghiță, este foarte adevărat. Avem, și el este un element de identitate foarte puternic. Este, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vedeți că dumneavoastră mai bine vă mișcați printre oameni și vedeți câtă suferință este pe sufletul lor, cât sunt de triști și de goi pe stradă, pentru că, dacă vreți, totul se rezumă la hrană, se rezumă la... Da, la bani. M-am zis, e păcat. Iar românul că este, din păcate, este că noi avem tot ce sărac. Ne trebuie ca să fim bogați. Da, așa este, dar din să sperăm natural, că tot este sfârșit de an, să sperăm și să urăm tuturor românilor un an mai bun și Dumnezeu să-și arate fața către noi. Și mai multă credință și mai multă bunătate între noi și mai multă toleranță, înțelegere. Nu facem nimic cu răutatea și cu... Știu că sunteți de profesie dascăl. Da. Cum vă place dumneavoastră să spuneți, dăscăliță. Dăscăliță. Am luat-o de la început cu profesia. De ce ați renunțat? Nu am renunțat, pentru că și ce fac aici, unde lucrez acum de 10 ani, din cei 30 de ani ai tezaurului folcloric, eu pot să spun că în 10 ani de zile mi-am dedicat viața tezaurului folcloric din cei 30 de ani. Din 2003 sunt la televiziunea română, iar până în 2003 am fost dăscăliță la copii într-o comună rusănești, deci la țară. Am fost dăscăliță la copii de la oraș. Am fost dăscăliță la copii, zic eu, defavorizați, la o casă de copii din Caracal. Și ca sufletul uman nu prețuiesc nicio altă valoare pe lumea asta. Numai că ne este greu să-l descoperim și să-l și apreciem și să-l și folosim în spiritul binelui. Noi vrem să... N-am renunțat. Acum lucrez cu oameni, lucrez cu tineri, cu copii, cu oameni mai de vârsta mea, oameni mai peste vârsta mea. Sau vârsta mea. Că eu cred că nu contează vârsta, până la urmă. Deci obiectul muncii mele e sufletul uman. Și atunci când am atins acea fibră prețioasă a sufletului uman, eu cred că i-am câștigat inima, sufletul și după aceea mintea. Eu cred că dumneavoastră vreți să ne mai cântați. Cântați. Vă rog. Da. Cu mult drag. Dragi telespectatori, mai dau citire unui alt mesaj. Sunt Mariana, mă scuzați, sunt Mariana din satul Cetatea și dedic emisiunea pentru prietena mea Nicoleta, un cântec cu doamna Gheorghiță Nicolae. Distinsă doamnă, vă oferim două melodii cu doamna Gheorghiță Nicolae pentru prietena dumneavoastră. La mulți ani!
mai de arăi, ca să mă împiedic de ei. Mă împiedic, nu zic nimic, dar de jos când mă ridic, dacă ar fi bolovănei, aș călca, Doamne, pe ei. Întâlnești odată în an, măi, când un om bun îți vorbește, sufletul îți răcorește. Și dacă-ți face vreun bine, nu vrea nimic de la tine, nici cu bani să-l plătești, nici măcar să-i mulțumești. Face pe voia ta, măi, că omul rău e hain la inimă cuvenin. Îți măsoară vorbele, nu mă răgreșelile, că așa e din cioplitură, rău la suflet, rău de gură. Suflet bun, măi, să râd, să cânt, să glumesc și să nu mă mai feresc. Dă-mi, Doamne, pe lângă mine doar oameni care-mi vor bine, doar oameni cu suflet bun la inimă să-mi țin. Omul bun de-l întâlnești, învață să-l prețuiești. Omul bun și peste ani face cât un car de bani. Viața mea am cântat la sărac și la bogat, măi, la frumos și la urât, și omului am râd, măi, că eu nu cânt să fac bani, nici în necaz la dușmani, măi. Eu nu cânt să fac avere, cânt omului de plăcere. Eu cânt cu inima, cânt la toată lumea, cânt cu drag oamenilor, ochilor care mă vor. Când am cântat prima dată, eram la măicuța fată. Mă țineam poală pe vatră și eu-i cântam ziua toată. Dar când mă făcui mai mare, îmi ieși neicuța-n cale. Eu cântam cu foc și dor, el mă săruta de zori, măi. Eu cânt cu inima, cânt la toată lumea, cânt cu drag oamenilor, ochilor care mă vor. Când veni, Doamne, veni vremea ca să am copii, măi, i-am cântat fetiței mele cu drag și cu mângâiere. Cu cântecul mi-am crescut-o, cu dragoste am dăruit-o. Să-i fie drag cântecul, să aibă bun sufletul, măi.
Acum cânt la lumea toată, cu inima mea curată. Cânt la lume că mi-e dragă și mi-o fi o viață întreagă. Că dacă n-ai fi tu lume, nu s-ar ști nimic de mine. Dacă n-ai fi lumea mea, eu cu-i Doamne aș mai cânta, mă. Cânt la toată lumea, cânt cu drag oamenilor, ochilor care mă vor. Eu cânt cu inima, cânt la toată lumea, cânt cu drag oamenilor, ochilor care mă vor. Vă mulțumim, doamna Gheorghiță, și vreau să mai dau citire unui mesaj. La mulți ani, doamna Gheorghiță, Crăciun fericit și sărbători cu bine. Semnează familia Enache. Am mai primit încă două, familia George Enache. Ne mulțumește pentru emisiune și transmite gânduri bune doamnei Gheorghița Nicolae și domnului Clement. Vă mulțumim. Mulțumim. Cred că este vorba de interpretul de muzică populară de aici, din Giurgiu, George Enache. Dacă îmi cer scuze dacă i-am confundat numele. Și mai avem încă unul. Dar o să-l citim ceva mai târziu. Doamna Gheorghiță, să le spunem telespectatorilor noștri ce simte artistul Gheorghița Nicolae atunci când, ca orice om, ca orice femeie, merge în market la cumpărături sau, eu știu, se deplasează pe stradă și este înconjurată de iubitori și spun: uitați, e doamna Gheorghița Nicolae, puneți mâna pe dânsa. Vi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat, dar vreau să vă spun că eu, comportamentul meu de uman, cel de toate zilele, sunt o persoană poate care nu atrage prea mult atenția, pentru că mă îmbrac și mă port ca un om normal, fără un element de identitate artistică. Dar cu toate acestea sunt recunoscută și... Nu știu, poate pe unii îi flatează, pe mine puțin mă stânjenește situația asta, pentru că eu mă simt că e un dar al lui Dumnezeu pe care eu să-l duc mai departe, nu un act de fală, de mândrie, și sincer vă spun, mă stânjenesc gesturile de să pun mâna pe dumneavoastră, să văd... Fiecare om reacționează în felul său. Nu spun că nu apreciez din toată inima și le mulțumesc, dar pur și simplu sunt, eu cred că sunt la fel ca toți ceilalți ca om. Este foarte adevărat, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, dumneavoastră sunteți atât de modestă încât pe mine uneori modestia dumneavoastră... Nu, dar mă simt bine așa. Da, este așa cum v-a făcut măicuța dumneavoastră, așa, însă la vremurile pe care le trăim, uneori trebuie să mai am niște lucruri în trecem viață, adică peste place, principii. Am niște lucruri care vin din lăuntrul meu. Îmi place mai mult să fac cadouri decât să primesc, adică aceeași stânjeneală am ca și când cineva mă oprește, vai, doamna Gheorghița Nicolae, am atunci când mi se oferă cadouri, nu că n-aș vrea, dar consider că, na, Asta sunt. Mă simt bine când oamenii sunt egalii mei. Păi uitați că oamenii vă iubesc și continuă să sosească mesaje la mulți ani și emisiuni cât mai multe. Domnule Clement, dedic toate melodiile doamnei Gheorghița Nicolae din această seară tuturor locuitorilor din comuna Slobozia. Semnează domnul Dan. Mulțumim, dar, domnul Dan, și tuturor. Pentru că repertoriul dumneavoastră cuprinde câte piese? Le-ați făcut... Sincer, nu știu, că sunt foarte multe înregistrate în radio, discuri, nu am decât două, dar foarte multe înregistrate în radio, difuziunea română. Și piese care aparțin tuturor genurilor folclorice, pornind de la cântecul de leagăn, cătănie, doine, balade, cântecul de dragoste, cântecul obiceiurilor, colinde... Da, am spus. Ați spus. Da. Deci repertoriul meu cuprinde toate genurile. Așa m-am îngrijit eu să creez această lume a
cântecului din Romanați, cu tot ce are el mai frumos. Dacă vă rog ceva să poate, da? Vă rog să ne mai cântați încă două piese, pentru că cine știe, poate, noi ne dorim cât mai des să fiți la Giurgiu, dar nu știm cât de repede puteți să ajungeți la noi, motiv pentru care vrem să profităm de prezența dumneavoastră. Așadar, dragi prieteni, doamna Gheorghița Nicolae ne va interpreta alte două piese din zona Romanați, pe care o reprezintă cu mare cinste. Maică, la căsuța noastră nu mai sunt flori în fereastră. Că și de-au fost s-au uscat, măi, nimeni nu le-a mai udat, măi. S-au uscat din rădăcină și florile din grădină. Dor de măicuța mea. Măicuță, fetele tele sunt cadou turturele. Măicuță, băieții tăi, măi, sunt mai că doi porumbei, măi, care vin la cuibul lor, măi, că le dor, măi, că le dor. De tine, măicuță bună, că ești tristă și bătrână.
cine mi-am făcut măi. Dar eu știu că te-am pierdut măi. Răsăritul soarelui cânta tu cocoșului, ofo, ulițele cu copii și dragostea mea din tine. Mulțumim din suflet, doamna Gheorghița, pentru cele două piese de suflet interpretate și vreau să le spun telespectatorilor că am mai primit două mesaje. Este același domn care le urează cetățenilor din Comuna Frătești gânduri bune, precum și un alt mesaj de la doamna Mariana din Cetatea, care a dedicat piesele interpretate de doamna Gheorghița Nicolae familiei Ciubuc, Steluța și Nelu, tot din satul Cetatea. Îi salutăm și noi cu drag. Și aș vrea să transmit gânduri bune unor prieteni dragi sufletului meu. Este vorba de familia Ion Leceanu, de domnul director Pătru Dumitru și doamnei Sisel din Giurgiu,
căruia vreau să-i mulțumesc și pentru recuzita pusă la dispoziție, precum și nepoțelului meu, David, care acum știu sigur că se uită la televizor și spune, tata e ATV-ul. Bravo! Și noi îi urăm, familia Nicolae. Vă mulțumim din suflet și aș vrea să vă mai întreb, doamnă, pentru că ne cam omoară timpul ăsta, dar vom prelungi timpii de emisie pentru că trebuie să o spun a treia oară că cine știe când nu vă mai prindem la Giurgiu și ne bucurăm că sunteți în seara asta, mai ales că românii petrec cea de-a doua zi a Sfântului Crăciun. Dacă ar fi să luați viața de la început, cu ce ați începe? Sinceră să fiu, cred că aș urma același drum. Poate că, adică aș face aceleași școli, pentru că și atunci când le-am făcut, m-am gândit mult, nu l-am făcut nimic la întâmplare în viața mea. Aș lua de soț același băiat, pe Viorel, și poate același copil, nu mai vorbesc de Mihaela, că n-aș putea să o înlocuiesc niciodată. Poate că aș mai face un copil, dacă aș lua timpul din urmă. Și vis-a-vis de activitatea artistică? Și vis-a-vis de activitatea artistică, eu consider că am făcut atât cât mi-a fost porția și fac cât mi-e porția. Sunteți să fac. Mulțumită cât ați făcut? Simțiți că nu ați fost așezată acolo unde vă este locul de alții? Sau... Eu, ce să vă zic? Eu, din punctul meu de vedere, cred că am dat exact ceea ce mi-am dorit să dau pentru folclorul românesc. Atât că profesia am lăsat-o să-mi acapăreze întreaga viață, uneori și pe cea de familie, pentru că în televiziune când lucrez te dedici cu totul, poate prea mult m-am dedicat eu. Și timpul este nemăsurat? Nu știu ce să văd, eu sunt mulțumită, poate că nu am fost așezată și din viața mea, că nu m-am ocupat, adică am lăsați-mă am lăsat pe mine, locul lăsați-mă doi. Pe mine să spun profesia, nu. Pe locul întâi și pasiunea pe locul spuneam doi. Spuneam ceva de modestia dumneavoastră. Acesta a fost factorul care nu v-a lăsat să vă așezați acolo unde vă meritați cu siguranță locul. Pentru că... Să știți că timpul așează. Degeaba avem așează, noi impresia dar că... ziua de azi e pierdută deja. Și trenul uneori trece prin gară și nu mai se oprește. Dar contează și ce rămâne după noi. Este foarte adevărat. La dumneavoastră rămâne într-adevăr foarte mult material interpretativ, dar prea puțin apreciat de unii care nu, sunt factori de decizie. N-aș fi dorit să fie apreciat de oricine materialul. Se pare meu că mai și avem... Și de cine a trebuit să fie a fost apreciat, să știți? Sunt puțin. Deși tot lor. Eu spun că meritați lor. Mult mai mult, pentru că sunt an bun de când vă cunosc și de acolo, din spatele operatorilor, prin platouri, prin culise, am reușit să culeg și părerea altora. Nu, sunt și factori subiectivi care, din păcate, mai sunt printre noi. Nu putem să trăim fără subiectivism. Există în viața noastră tot timpul. Dar reproșul pe care mi-l fac eu este acela că am lăsat poate pasiunea pe un loc nemeritat de jos față de profesie. Ar fi trebuit poate în mod egal să le... Nu vreau să creadă nimeni dintre telespectatori că doamna Gheorghița nu a fost apreciată Eu nu cred pozitiv. Că există un interpret în țara asta, afară bineînțeles de seniori, dar de nivelul meu, care să aibă atâtea premii și premiile astea sunt, cum să vă zic eu, sunt premiile cele care m-au munca. Recunoscut și m-au așezat. De acord cu dumneavoastră, acolo premiile sunt. Recunosc valoarea artistului, da? Da, eu am avut nevoie dacă... de recunoașterea asta față de alții care au avut nevoie poate de bani. Eu am fost o persoană care n-am avut nevoie. Nu că n-am avut nevoie de bani. Nu, nu a fost un motiv pentru dumneavoastră. N-a fost pe primul plan, un argument esențial al vieții. Se pare că artistice. Mai avem un telefon. Nu, s-a întrerupt legătura. Dar totuși avem un mesaj și pentru că doamna Gheorghița Nicolae se pregătește pentru alte două piese, am să-i dau curs mesajului. Da, este un prieten drag...
al meu este Cristi Anculescu, mă felicită și ne urează tuturora din platou sărbători fericite. Ți le întoarcem cu drag, Cristi, și mâine dimineață știu unde ne întâlnim. Cântă pentru Cristi Anculescu și pentru toți telespectatorii noștri, doamna Gheorghița Nicolae. Repede în fire, știu că e o închipuire.
știu că inima mea vrea să bată lângă ta, măi. Lasă, lasă, lasă așa, că ajungi tu la vorba mea, să te judec cum oi vrea să-ți fărâie inima. Doamne, ca să văd la mine cum să reper. Dorurile mele toate parcă ar fi tâlhari noapte. Dorurile tinereții mi-au dat strălucire vieții. Și acum mă mai pândesc și mă îndeamnă să iubesc, mă. Las inima să zboare, fluture din floare în floare, când îndă din aripioare, mă topesc după picioare. Iubește inima mea, acum cât ești tinerea, că-mi trece tinerețea și-mi pare rău după ea. Mulțumim, doamna Gheorghița, și vă rog să rămâneți acolo, pentru că vrem să vă punem la cântat în continuare, însă luați o pauză scurtă pentru a mai citi câteva dintre mesajele primite. Pentru nepoțelul meu Ștefan îi urez multă sănătate, o melodie cu doamna Gheorghița Nicolae și pentru nora mea, Ștefania Nela din Giurgiu. Vă oferim, stimate domn, stimată doamnă, două dintre melodiile care vor urma pentru nepoțel și pentru noră, ținând cont că mâine este ziua numelui lor. De asemenea, Cristi Anculescu revine cu un telefon și spune, pentru că a fost operativ în difuzarea mesajului, mâine îmi oferă o cafea fierbinte. Ei, vreau ca să-mi dai trei cafele, dragă Cristi, pentru că dedic emisiunea în continuare și pentru soția ta, Anca, și pentru băiatul tău, Dragoș, precum și pentru băieții de la cafea. De asemenea, mai avem un mesaj, Bogdan, Daniela, Mihai și Cristina urează bunicuței lor, Nana Iușu din Giurgiu, viață lungă și să se bucure de întreaga familie. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dragi telespectatori, în continuare vă invităm să o urmăriți pe doamna Gheorghița Nicolae cu alte două melodii frumoase din repertoriul său, pe care vi le oferim atât domnia sa, cât și eu, cu toată dragostea, mai cu seamă pentru românii care mâine își sărbătoresc ziua numelui, ziua de Sfântul Ștefan. Așadar, cântă pentru dumneavoastră doamna Gheorghița Nicolae. Și la vorbă, și la fapte, și la dragoste, măi frate. Și la dragoste, măi frate, s-a schimbat, dar nu în bine, că a dat cinstea pe rușine și frumosul pe urât. Așa vremuri n-am trăit, de când maica m-a făcut. Că nu mai sunt, nu se așează la rând, mulți se așează la rând, dar eu știu ce au în gând, dar eu știu ce au în gând.
locul, parcă ar fi venit potopul. Parcă ar fi venit potopul să trăiască ce-am trăit, patima ce-am pătimit. Să fiu cu lumea la rând, norocul nu-l căuta, în grădina altuia, norocul e așa din veci. Cum îl faci așa-l petreci? Norocul nu-l căuta, în grădina altuia, nu se dă, nu se împrumută, îl găsești dacă ai minte multă, îl găsești dacă ai minte multă. Piesele pe care le-a interpretat doamna Gheorghița Nicolae, pe care o aștept lângă mine pentru că îmi este datoare cu răspunsul unei întrebări. Ne-a prezentat din vasta sa experiență câteva dintre premiile pe care le-a obținut de-a lungul timpului, însă cel mai important trofeu, apreciez eu, dânsa poate să mă contrazic, este cel așezat în dreapta mea, despre care am să rog pe domnia sa să ne vorbească. Ce reprezintă acel premiu, doamna Gheorghița? Premiul Floarea din Grădină, trofeul Floarea din Grădină, reprezintă garantul activității mele artistice de mai târziu. Începând cu anul 1987, eu am fost luată în vizorul specialiștilor ca un om care merită să reprezinte folclorul în forma lui cea mai pură și cea mai adevărat.
iar trofeul Floarea din Grădină l-am obținut cu punctaj maxim. În juriul, cu cine ați concurat? Am concurat, au fost două ediții, am concurat cu Reta Rus, cu Gheorghe Finiș, Marioa Raman Gheorghe și cred că și Angelina Timiș. Timiș Lungu din Maramureș. Da, da. Și v-a pus, pe cine ați avut în juriu? Am avut în juriu pe domnul profesor universitar dr. Gheorghe Oprea, pe Dumitru Fărcaș, care s-a ridicat în picioare la una din melodiile mele, Rișchitorului, zic eu, pe Elisabeta Moldoveanu, Ion Vlăduțiu. M-a luat prin surprindere și chiar nu mai știu acum. Iar premiul v-a fost înmânat de? Iar premiul mi-a fost înmânat în prima etapă, a fost realizatorul concursului, doamna Simona Patraulea, și am ajuns, grație acestei doamne și grație realizatorului de emisiuni din televiziunea română, Eugen Dumitru, am ajuns la trofeul Floarea din Grădină în prima etapă, iar în cea de-a doua trofeul mi-a fost înmânat de doamna Marioara Murărescu, pentru că dumneai a fost realizatorul care m-a invitat. Și de 10 ani vă este colegă de serviciu. De 10 ani, da. Colaborați foarte bine, trebuie să recunoaștem. Zic că, nu știu, e prea mult spus să fii coleg de serviciu cu Marioara Murărescu. Deci aceeași modestie, estimați telespectatori, dânsa lucrează împreună cu doamna Marioara Murărescu de 10 ani de zile. Dânsa realizează emisiunea, dar nu vrea să ne recunoască nouă pentru că așa stau lucrurile. Dar ne cunoaștem de aproape 30 de ani și sunt mândră că momentele frumoase de colinde care au fost prezentate în Tezaur Folcloric au fost pregătite cu colinde și cu copii și cu interprete din zona mea, printre care enumăr pe Aurelia Popescu Preda, cu copiii ei, pe Vasilica Dinu, cu băiatul ei. Deci mă mândresc că din anii aceia noi am avut o colaborare foarte frumoasă și doamna Murărescu a apreciat ce am prezentat noi de fiecare dată. Altă dată am venit cu în emisiunea Tezaur Folclorii, care consider eu că e o poartă de intrare pentru adevărații interpreți. Am prezentat interpreți și grupuri, grupul Mândrele din Caracal, ansamblu folcloric din Caracal, copii de la școala generală numărul 2 unde lucram. Adică activitatea mea are o viață lungă cu emisiunea Tezaur Folcloric, înainte de a fi eu la această emisiune ca redactor și producător. Frumoasă meseria aveți, frumoase vă sunt și rezultatele, dar mai frumoase vă sunt cântecele pe care vi le dăruiesc cu tot dragul și vă doresc un an cu multe bucurii și ca în cântecul acesta, iar finalul întâlnirii noastre ar vrea să stea sub, să se considere că întreg programul nostru a stat sub ideea și mesajul ultimei melodii, care de fapt e o priceaznă ce trebuie să ne dea de gândit. Dumneavoastră vă pregătiți de cântat, iar eu mă pregătesc să mai citesc un mesaj pentru Ionela, fata mea, multă sănătate de Sfântul Ion, la mulți ani Nela din Giurgiu, o melodie cu doamna Gheorghița Nicolae. Noi vă oferim în dar două melodii, să vă trăiască fata, să trăiască toți cei dragi dumneavoastră distinsă telespectatoare. Trece, altul vine cu-n gând bun și de la mine, cu-n gând bun pentru român, de la noi până la străbun, și ei au fost buni români măi. Cu-n gând bun pentru român, de la noi până la străbun, și ei au fost buni români.
să bei, măi. Să petreci, să uiți de toate, cine nu este aproape și fratele lângă frate. Acum într-un an, măi frate, vă urez de sănătate, să aveți traiul liniștit, să împliniți tot ce-ați gândit, să împliniți tot ce-ați gândit, măi. Bucurie peste ani, sănătate și mulți bani, la anul și la mulți ani, măi. Să aveți traiul liniștit, să împliniți tot ce-ați gândit, să împliniți tot ce-ați gândit, măi. Bucurie peste ani, sănătate și mulți bani, la anul și la mulți ani, măi. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol, și vai de cei ce-i va găsi dormind cu suflet gol. O lume asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că vremea de apoi va întârzia pe drum. Din somn treziți-vă, sculați, că vă pândesc dureri. Și unii pe alții vă îndemnați la sfinte privegheri, că vremea s-a apropiat să vină judecata. Tu, suflet, ține-te curat, că poți cădea oricând. Și fiecare lucru rău să-l faceți cugetând, pentru venirea Domnului, că vine în curând. Tu, suflet, ține-te curat, că poți cădea oricând, pentru venirea Domnului, că vine în curând. Să priceaznă. Și nu știu dacă aș putea să-i mulțumesc doamnei Gheorghița Nicolae pentru frumusețea acestei pricezne, în care am văzut că a pus atâta suflet, ca de altfel și în celelalte piese pe care ni le-a interpretat. Aș vrea să vă întreb, peste câteva zile petrecem schimbarea anilor. Așa este. Unde veți petrece? Dacă nu sunt la țară, sunt undeva prin țară. Dar mă gândesc și ne gândim să ne ducem la țăranii noștri din Bucinișu, țăranii noștri fiind printre aceștia și noi, aceiași țărani pe care îi cunosc, la neamuri, că nu ne-am văzut de mult, și să ne simțim bine. În plan artistic, dacă ați fi pus în situația să faceți un bilanț, ce vă mulțumește, ce nu vă mulțumește ca nerealizat în anul pe care peste câteva zile îl încheiem? Nu știu, nu mă nemulțumește prea mult. Poate trebuia melodiile pe care le-am ascultat în final să le fi pus pe un disc, pentru că sunt noile mele, cele mai recente înregistrări,
pe care le-am realizat cu Orchestra Radiodifuziunii Române, cu Adrian Grigoraș fiind dirijorul. Poate asta ar fi trebuit. Dar în rest nu, a fost un an bogat și în participări ale mele la evenimente și la emisiuni de televiziune, atât că mi-a permis timpul liber. Și am anul acesta Radiodifuziunea Română mi-a dedicat un concert aniversar de 25 de ani de carieră artistică, prin care mi-au recunoscut, care a avut loc la sala radio. Sala radio, unde am avut invitați colegi de generație, colegi mai tineri, copii și personalități din Romanaz, din Olt, pe domnul deputat Florin Iordache, care mi-este prieten de foarte mulți ani și este din Caracal, pe domnul colonel Nicolae Popescu din Caracal, reprezentant al Asociației Fiii Romanațiului, pe doamna Elize Stan, realizator de la Televiziunea Română, reprezentanța ai radioului. Și pentru acest lucru cred că e cazul să le mulțumesc tuturor și în primul rând realizatoarei acestui eveniment, Violeta Ianculescu cu echipa ei, Teodor Isaru și Anca Negoescu și Orchestrei Radio. Promiteți-ne că la anul vom asista la lansarea unui nou album. Nu pentru promit. Că eu așa am informații că materialul este aproape gata. Da, însă materialul este aproape gata, numai că trebuie să-mi găsesc chiar timpul necesar să stau, să-l înregistrez în condiții de timp liber mai mult. Și cred că se va realiza cu ajutorul familiei mele, fetei mele Mihaela, care este un critic, dar un om care mă activează să nu renunț, să cânt și merge cu da, mine. Da, de soțul dumneavoastră ce puteți să ne spuneți? Și cu prietenul ei mă duc cu mașina când trebuie, când nu trebuie, sau când nu poate soțul meu, Viorel, care, ce să vă zic, Viorel reprezintă, cred că, omul pe care nu pot să-l schimb niciodată cu altceva sau altcineva. Da, atât tot că ce l-am am realizat și eu, în viața este mea, un om deosebit, am realizat, vă înțelege, vă ajută. Grație lui Viorel și mulțumesc de fiecare dată și sunt recunoscătoare. Pentru că emisiunea noastră, îmi pare rău că trebuie să o spun, a ajuns la final. Nu vă pare rău că vom face alta mai frumoasă. Sigur că da, dar mă refeream la emisiunea din această seară, pe care o apreciez ca fiind o emisiune frumoasă. Acum rămâne ca telespectatorii noștri să ne spună prin mesaje sau prin telefoane cât de frumoasă a fost, dar sunt convins că am fost în asentimentul fiecăruia dintre dânsii. Doamna Gheorghița Nicolae, pentru că tot se termină anul, pentru că tot în ne despărțim în această emisiune, vă rog să transmiteți un gând tuturor acelora care ne urmăresc. Ca în cântecul meu, să aveți traiul liniștit, să împliniți tot ce ați dorit, bucurie peste ani, sănătate și mulți bani la anul și la mulți ani. Rog regia să mai pregătească cel puțin o piesă pentru a ne mulțumi absolut toți giurgiuvenii cu melodiile interpretate în această seară, în direct, la noi în platou, de doamna generației de aur, Gheorghița Nicolae. Vă rog să mergeți la locul pe care noi l-am pregătit anume pentru cântat, iar eu, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, vă așteptăm și la anul să fiți alături de noi, pentru că ne despărțim pentru un an de zile, până miercurea viitoare. Clement Ilie vă mulțumește pentru atenție. Vă urează din suflet să fiți sănătoși, împliniți, să petreceți frumos sărbătorile de iarnă, iar bunul Dumnezeu să vă dea viață lungă, atât cât i-a Dana și mele care m-a botezat, adică 103 ani. La mulți ani, dragi telespectatori, la mulți ani, dragi giurgiuveni! Noi prin Romanați se adună frați cum nați și vecinii cu vecini să bea o oală de vin. Pe la noi prin Romanați se adună frați.
vecinii cu vecini, să bea o oală de vin, să bea una, să bea două, fodorule, vinișor din roadă nouă, măi neicuță, să bea două, să bea trei, fodorule, vino și tu dacă vrei, măi. Că la noi în sărbătoare se adună mic și mare, să ciocnească un păhărel, vinișor de zăibărel. Că la noi în sărbătoare se adună mic și mare, să ciocnească un păhărel, vinișor de zăibărel. Și întind masa la drum, fodorule, să vadă care-i mai bun, măi neicuță, mai mănâncă și o friptură, fodorule, s-aibă gust la băutură. De nu credeți ce vă spun, veniți și voi, oameni buni. De nu credeți ce vă zic, veniți să gustați un pic. De nu credeți ce vă spun, veniți și voi, oameni buni. De nu credeți ce vă zic, veniți să gustați un pic. Zaibărel de romanaț, fodorule, de-l gustați, nu-l mai uitați, măi neicuță. Și dacă ați gustat odată, fodorule, nu-l mai uitați viața toată. Și atunci vinul e mai bun, fodorule, când îl bei cu oameni buni, măi neicuță. Și atunci vinul e gustos, fodorule, când îl bei cu un om frumos, măi. Gata, da, Dumnezeu.